Salutare, oameni buni, direct de aici, din bungalou olandezi. Astăzi m-a băgat nevasta la gătit. Gătesc niște cartofi prăjiți și cu fricandele olandeze. Fricandelele astea olandeze se mănâncă zi, mă, cu ce se mănâncă asta, micu, mă gătește mai bine. Cu maioneză, de obicei se fac sau la friptoză. Sau ketchup. Muștar. De obicei se fac la friptoză. Sau muștar. Sau muștar, da. Cum nu mai să fie, da. Sau bine. Sos. Ce vrei tu? De obicei cu maio merg foarte bine. Da. Și dacă tot am venit în Olanda, țara mea de suflet după România, am zis să fac niște fricandele de astea care n-am mâncat de câțiva ani de zile. Adio. Au trecut, parcă. Nu mai știu exact. Se găsesc și în Germania, dar nu sunt la fel de gustoase și de bune. Și în seara asta vreau să fac pofta și să-mi aduc aminte de perioada când eram în Olanda, de 7 ani de zile la circ, când mâncam mai fricandele cu maio, cu cartofi prăjiți și cu mușdei de usturoi și cu mușdei de usturoi și cu bere rece. Așa arată fricandelele olandeze. Olandezii au fricandele, nemții cărnați, bockwurst, rostă, vină și așa mai departe. Și avem aici niște... Ce zici, tinere, tu? Zici că are un cheuș ăsta. Da, avem aici niște crochete de genul umplute cu carne. Am să fac câteva și dintre astea. Până atunci, vă rog, sănătate. Ah, super. Hai să vedem ce este, fiule. Dacă îți place, mănânci. Dacă nu, nu mănânci. Așa arată o crochetă de-asta șmecheră, umplută cu carne de vacă. Ui, o spună e. E super bună, crede-mă. Nu. Alex. O zice și eu. Super. Câte pui mă acolo? 5? Da. Suntem aici în vert, într-un camping place. Avem aici un bungalow cu 3 camere. Piscina acolo la 50 de metri. Piscina de interior, piscina de exterior. Și cute! Și cute, poate să descăm. Da. Locuri de joacă, tobogane, mașinuțe, biciclete electrice. Loc de joacă, toate. Loc de joacă de interior. Poți să desfășori o grămadă de activități. Tenis de masă, tenis de câmp. Absolut orice, poți să derapești, te plimbi cu barca, cu ce vrei tu. Pluta! Cu Pluta, exact. Rotterdamul la o oră jumătate de mers cu mașina de aici, Amsterdam cam la 2 ore. Olanda și așa e mică, mâine avem de alergat. În 10 minute sunt gata și voi vin la masă după, da? Sunt gata să facem bro, o probă să vedem. Au ieșit bune sau nu? Adevărăciune, frate! Poftă bună să aveți, mai bine sănătate! Gata masa, fricandelele, cartofii și crochetele sunt gata și acum mă duc să chem copiii la masă. Să vă pun o plecat pe aici prin camping. Pleca la locul de joacă, dar sunt mai multe locuri de joacă, așa că sunt nevoie să-i caut. Copii! E gata masa! E gata masa! Hai să mâncăm că e gata masa! Că vinem noi acum. Păi n-am știut, am venit să vă caut, am venit să vă chem la masă. Dar nu știam exact unde sunteți. Un prag. Hai. Ai luat cartela? Cheia. Ai deschis tu calașul la pucalou? ...80% de aici sunt nemți. Ia să vedem ce-i.